Povestirea a șasea. O luptă corp la corp. Lecțiile importante pe care Iacov trebuia să le învețe înainte de a deveni un om al lui Dumnezeu nu se terminaseră încă. Se terminaseră doar problemele sale cu la ban. Acum, însă, era îngrijorat cu privire la ce avea să se întâmple când îl va întâlni pe fratele său. Esau, se hotărâ să trimită soli la acesta pentru a vedea dacă, după 20 de ani, mai era încă supărat pe el. Când se întoarseră, solii îi raportară că sau a pornit în întâmpinarea lor în fruntea unei armate. Iacov se înfricoșă și se rugă lui Dumnezeu zicându-i, O, Doamne, Tu care mi-ai cerut să-mi părăsesc țara, scapă-mă de mâna fratelui meu esau, căci mă tem de el și protejează-ne pe mine și familia mea. În noaptea aceea, Iacov își duse familia într-un loc sigur, iar el rămase singur. În întunericul gros și tăcut, în genunchi, și-se rugă iarăși lui Dumnezeu pentru ajutor. Deodată, pe când se ruga, simți că cineva îl ține cu putere. I se făcut teamă, gândindu-se că era un om trimis de sau, sau poate vreun Har. Iacov începu să se lupte cu toată puterea până când simți o durere intensă în coapsă. În ciuda acestea, continuă să se lupte. La răsărit descoperi ceva extraordinar. Nu se luptase cu un om, ci cu Dumnezeu însuși. Atunci se agăță de persoana cu care se luptase și o imploră. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dumnezeu îi răspunse zicându-i că nu se va mai numi Iacov, înșelător, ci Israel, cel care luptă cu Dumnezeu. Îi spuse și că din momentul acela putea să dea ochii cu oamenii încrezător. Acela a fost răsăritul unei zile diferite pentru Iacov. Teama îi dispăruse complet pentru că îl întâlnise pe Dumnezeu. A simțit că era un alt om, unul încrezător și plin de speranță, un învingător prin harul lui Dumnezeu. Povestirea a șaptea. Întâlnirea Gemenilor. Acum că Iacov se împăcase cu Dumnezeu, dorea să se împace și cu fratele lui. Voia să-i ceară iertare lui Esau și să facă ceea ce se cuvenea. Pentru a-i lui Esau că îi părea rău de tot ce se întâmplase, Iacov îi trimise acestuia un dar valoros. Mai mult de 500 de vite, oi și cămile, îi trimise cadoul în două părți. Când fiecare grup de animale avea să se apropie de sau, servitorii lui Iacov trebuia să spună acestuia. Este un cadou pe care îl trimite Iacov, domnului său, Esau, și iată că vine și el în urma noastră. În acest fel, Iacov spera să calmeze mânia fratelui său. Caravana își continuă călătoria. În față mergeau animalele, apoi urmau roabele și copiii lor, apoi Leia și copiii ei, și la coadă Rahela cu micuțul Iosif. În cele din urmă, sosi vestea că Esau și oamenii lui își făcuseră apariția la orizont. Încrezător, Iacov păși în fața caravanei și se aruncă cu fața la pământ de șapte ori, arătându-și astfel tristețea, părerea de rău și dorința de împăcare. Dintr-o dată, Esau alergă să-și întâmpine fratele și îl îmbrățișă cu mult drag, apoi plânseră amândoi. Toți cei de față erau foarte bucuroși, pentru că gemenii erau împreună după ce fuseseră despărțiți atâta timp. Esau au făcut cunoștință cu întreaga familie a lui Iacov și îmbrățișă pe toți. În cele din urmă, cei doi frați despărțiră în pace. Esau și oamenii lui își luară rămas bun și tot la fel făcură Iacov, Leia, Rahela și copiii. Ce a rămas bun, atât de diferit față de cel din urmă cu 20 de ani. Povestirea a opta Vândut ca sclav Turmele se mișcau atât de încet, încât când au ajuns la Sihem, Iacov se hotărâ să cumpere pământ și să locuiască acolo pentru o vreme. Curând, însă, fură deranjați de oamenii locului și de obiceiurile lor Aceștia practicau idolatria și aduceau aceste obiceiuri și în tabăra patriarhului. Influențele erau atât de rele încât Dumnezeu îi cerul lui Iacov să se mute la Betel. Între timp se întâmplă un eveniment nefericit. Rahel a murit la nașterea celui de-al doilea copil. Înainte de a-și da ultima suflare, îi pus acestuia numele Ben Oni, fiul durerii mele. Dar apoi Iacov îi schimbă numele în Beniamin, fiul bucuriei mele. Iacov se întristă de moartea Rahelei pentru că o iubise foarte mult pe aceasta. Pe lângă fiii născuți de Rahela, Iacov mai avea încă zece fii, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad și Asher. De asemenea, avea și o fică pe nume Dina și probabil și alte fiice al căror nume nu le cunoaștem, pentru că în timpul acelea bărbații erau menționați mai des decât femeile. Era o familie numeroasă. Băieții erau foarte puternici și lucrau pe câmp având grijă de turmele tatălui lor. Frații lui Iosif erau invidioși pe el. Credeau că Iosif era preferatul tatălui lor și că era un răsfățat. Este adevărat că tatăl îl prefera pe Iosif, în primul rând pentru că era fiul Rahelei și în al doilea rând pentru că, până la nașterea lui Beniamin, el fusese mezinul familiei. Și apoi, Iosif era cel mai ascultător, cel mai politicos și cel mai plăcut dintre copiii lui Iacov. Odată, tatăl lui Iosif îi făcu acestuia o minunată haină colorată și o oferi în dar. Din acel moment, invidia fraților să-i crescu și mai mult, pentru că tatălor nu dăduse niciunuia dintre ei un astfel de cadou. Așa că frații mai mari începură să se poarte foarte urât cu Iosif. Într-o dimineață, Iosif le povesti fraților lui un vis pe care îl avusese. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Fraților, nu le plăcut deloc acest vis în care Iosif părea că le este superior. Mai târziu, Iosif a avut un alt vis. De data aceasta se părea că soarele, luna și 11 stele îi se închinau lui Iosif. Auzind visul, frații lui devenire furioși și îl numiră visător. Ba chiar și tatăl lor îl certă pentru că le-a spus visul. Într-o ocazie, Iacov îl trimise pe Iosif să le ducă un mesaj fraților lui care erau departe de casă cu turmele. Când îl văzură venind de departe, frații începură să vorbească între ei. Iată, vine visătorul, spuse unul. Să-l omorâm? întreba altul. Nu, să-l aruncăm într-o groapă, le sugeră Ruben, cel mai mare dintre frați, gândindu-se ca mai târziu să-l salveze pe Iosif de acolo. Frații căzură de acord și așteptară sosirea lui Iosif. Când ajunse la ei, Iosif era obosit și flământ, dar bucuros că își găsise frații. Trebuie să se fi foarte descurajat când și-a văzut frații privindu-l cu atâta răutate. Aceștia îl prinseră, îl dezbrăcă de haina lui și-l aruncară într-o groapă. Iosif strigă după ajutor, țipă și imploră să fie scos de acolo, dar cei mai mulți dintre frații lui voiau să-l abandoneze în groapă. În timp ce discutau dacă să-l lase în groapă sau să-l scoată de acolo, aceștia văzură apropiindu-se de ei o caravană de negustori ce mergea spre Egipt. Atunci Iuda a avut o idee ce-ar fi să-l vinde ca sclav acestor negustori? Căzură cu toții de acord și îl vândură pentru 20 de monede de argint. Astfel, Iosif, băiatul de suflet al tatălui său, porni spre Egipt alături de niște străini. Frații lui, după ce cheltuire repede banii, își simțiră inimile împovărate și se temeau că tatăl avia avea să descopere ce făcuseră. Dacă aveau să-l întâlnească din nou pe Iosif, dacă visele lui urmau să se împlinească până la urmă, vom vedea ce s-a întâmplat în continuare. Povestirea a noua O călătorie foarte tristă Ruben, care nu fusese de față când frații lui îl vânduseră pe Iosif, se întoarse la groapă să-l elibereze și se tulbură când văzu că băiatul nu mai era acolo. Se duse deci la frații săi și le spuse, Iosif a dispărut, ce voi face acum? Nu mă pot întoarce acasă fără el. Tatăl nostru va fi atât de supărat încât va muri cu siguranță. Apoi cei zece frați au fost nevoiți să mintă. Au tăiat, deci, o capră, au îmbibat haina lui Iosif cu sângele ei și i-au dus-o tatălui lor pentru că acesta să creadă că un animal sălbatic l-a omorât pe Iosif, în timp ce se ducea la frații lui. Iată cum Iacov, care își înșelase tatăl, a fost înșelat acum de copiii săi. Biblia ne spune că Iacov a gelit moartea fiului său multe săptămâni. Familia a făcut tot ce se putea ca să-i aline durerea, dar fără folos. Cum au putut acești tineri să ascundă adevărul când au văzut durerea tatălui lor? Și oare cum s-a simțit Iosif în vârstă de numai 17 ani ca sclav, de parte de casă, de animalele sale, de micul Beniamin și de tatăl său iubit? Cu siguranță a plâns cu amar în timpul acelei lungi călătorii, care l-a dus departe în necunoscut și prin locuri ciudate. Oare cine urma să-l cumpere? În situația aceea dificilă, Iosif l-a rugat pe Dumnezeu să-i ofere îndrumare și protecție. În cele din urmă, o călătorie atât de îngrozitoare urma să fie transformată în ceva foarte bun, într-un viitor promițător, chiar dacă Iosif nu și-l putea imagina încă. Iosif sosi în Egipt și rămase uimit de tot ce văzu acolo. Egiptul era o țară bine dezvoltată, cu orașe mari, temple, piramide și statui imense. Băiatul, însă, nici nu-și imagina că într-o bună zi urma să aibă o funcție foarte înaltă în țara aceea. Povestirea a zecea. Visele Misterioase În timp ce Iacov plângea în Canaan. Iosif fă vândut lui Potifar, capitanul gărzii regale de la curtea lui Faraon. Astfel, fiul unea dintre cei mai bogați oameni din Canaan a ajuns sclav în casa unui păgân. A fost foarte greu la început, dar Iosif se hotărâ ca ajutat de Dumnezeu să facă tot ce îi se cerea cât mai bine cu putință. Lucra întotdeauna în mod cinstit și atent, astfel încât câștigă încrederea și prietenia tuturor și mai ales ale stăpânului său. Potifar îi încredință sarcini din ce în ce mai importante. În cele din urmă, Iosif deveni administratorul gospodăriei și al afacerilor personale ale lui Potifar. Comportamentul lui le dovedea tuturor că el iubea pe Dumnezeu și că nu uitase învățăturile tatălui său. Dar pe când totul mergea atât de bine, soția lui Potifar, care observase cât de și era Iosif, îl invită într-o zi în camera ei. Iosif însă o refuză. Stăpânul meu are încredere de plină în mine, cum aș putea să mă port așa cu soția lui? Ar fi un păcat împotriva lui Dumnezeu. Înfuriată, soția lui Potifar își minți soțul, acuzându-l pe Iosif că ar fi atacat-o. Potifar o crezu și ordonă prinderea lui Iosif. E foarte dureros când suntem acuzați de lucruri pe care nu le-am făcut, dar Iosif nu a disperat. Chiar cu lanțuri în jurul picioarelor, ca prizonier într-o închisoare întunecată, noapte după noapte, el și-a amintit ce își pusese tatăl lui despre protecția lui Dumnezeu și s-a hotărât să fie întotdeauna credincios și să se încreadă în el iar Dumnezeu a intervenit în viața lui. Iosif fusese întotdeauna un om foarte plăcut și curând își făcu prieteni în închisoare. Se împetini chiar și cu mai male temniței care, pentru început, îl puse să se ocupe de ceilalți prizonieri, iar mai apoi îl lăsă să se ocupe de administrarea închisorii. Doi dintre servitorii lui Faraon, șeful paharnicilor și șeful brutarilor, erau acolo în închisoare, probabil din cauza implicării lor într-o încercare de a-l otrăvi pe faraon. Într-o dimineață, Iosif îi văzu pe amândoi foarte îngrijorați. Avuseseră niște vise foarte ciudate și ar fi vrut să le știe înțelesul. Interpretarea viselor este ceva ce doar Dumnezeu poate face, le zise Iosif, spuneți-mi totuși visele, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu și el este întotdeauna gata să mă ajute. Șeful paharnicilor își povestit deci visul. Am visat că înaintea mea se afla o viță și că aceasta avea trei mlădițe. Când a început să dea lăstar, i s-a deschis floarea și a făcut struguri copți. Am luat struguri i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui. Iosif îi explică, cele trei mlădițe sunt trei zile. Peste trei zile, Faraon te va chema și te va pune din nou în funcția ta. Omul era atât de bucuros încât îi promise lui Iosif că îi va vorbi lui Faraon în favoarea lui. Apoi, început și șeful brutarilor să povestească lui Iosif visul său. În visul meu am văzut trei coșuri albe așezate unul peste altul pe capul meu. În coșul cel mai de sus erau tot felul de bunătăți, coapte pentru faraon, iar păsările mâncau din ele. Cele trei coșuri sunt tot trei zile, îi spuse Iosif. După trei zile, faraon va porunci să fie ucis. Apoi, trupul îți va fi spânzurat și păsările vor mânca din el. În cea de-a treia zi, faraonul își sărbători ziua de naștere, dând un mare ospăț. Iar lucrurile s-au întâmplat exact așa cum spusese Iosif. Șeful paharnicilor uită însă cu totul de promisiunea de a vorbi în favoarea lui Iosif și trecură încă doi ani până când s-a întâmplat ceva neobișnuit. Povestirea a 11. -a, din închisoare la palatul faraonului Într-o zi, un sol de la palatul lui faraon sosi în mare grabă la închisoare. Faraon vrea să te vadă imediat. Pe mine? Pentru ce?" întrebă Iosif. Era foarte curios. Pe drum se întreba în gând, Oare ce vrea faraon de la mine?" Să fi făcut vreo greșeală gravă? De fapt, faraon avusese două vise cu o noapte înainte și îi chemase pe toți magicienii și înțelepții Egiptului pentru a-i le explica, dar nimeni nu fusese în stare. Apoi paharnicul își amintise de Iosif și povesti lui faraon ce se întâmplase în închisoare. Curios! Faraon poruncise să fie adus la el Iosif. Era nerădător să afle semnificația viselor lui. Haideți să ne imaginăm scena. Ușa imensă a sălii regale se deschide. Faraon stă pe tronul său de aur, înconjurat de miniștri și considerii lui, toți îmbrăcați în veșminte regale. Iosif se pleacă cu respect înaintea lui Faraon și ascultă ce spuse acesta. Am avut două vise îngrijorătoare și vreau ca tu să mi le interpretezi. Nu pot face nimic de unul singur, doar Dumnezeu îți poate da un răspuns care să te liniștească. Faraon îi spuse visele sale. În primul vis eram pe malul fluviului Nil, când deodată șapte vaci grase au ieșit din rău și au început să pască pe pajiște. Apoi alte șapte vaci flămânde au ieșit după cele din tâi. Vacile slăpănoage și urâte au mâncat vacile grase și cu toate astea au continuat să fie la fel de slabe ca înainte. În cel al doilea vis am văzut șapte spici de greu uscate care au mâncat șapte spici de greu pline și bune. Iosif îi răspunde lui Faraon, ambele vise se referă la același eveniment și ți-au fost trimise de Dumnezeu să te avertizeze că va fi o perioadă de foamete. Mai întâi vor veni șapte ani de mare belșug și pământul va da de multe, dar mai apoi vor fi șapte ani de foamete cum nu a mai văzut nimeni până acum. Îți sugerez să cauți un om inteligent și înțelept. Și să-i încredințezi agricultura Egiptului, iar administratorii locali să strângă o cincime din toate recoltele în timpul celor șapte ani de belșug. Astfel va fi hrană suficientă pentru cei șapte ani de foamete care vor urma. Dacă nu vei face așa, Egiptul se va confrunta cu o criză alimentară. Faraon ascultă foarte atent. Iosif nu doar că îi interpretase visele, dar îi oferise și un sfat înțelept. Apoi, întorcându-se către consilierii săi, îi întreabă, putem găsi pe cineva mai bun decât acest bărbat în care este Duhul lui Dumnezeu? Și întorcându-se către Iosif îi spune, te numesc responsabil cu acest proiect, toate poruncile tale vor fi ascultate în toată țara, doar eu voi avea o autoritate mai mare decât a ta. Ce ziceți? Ce ar fi dacă frații lui Iosif ar putea vedea scena asta? Povestirea a 12, -a, în cel mai înalt rang. Anii care au urmat au fost ani foarte fericiți. Iosif era considerat cel mai bun guvernator pe care îl avusese Egiptul vreodată, nu doar de faraon, ci de toți egiptenii. Sub conducerea lui, egiptenii au prosperat mai mult ca oricând. Timp de șapte ani, poporul Egiptului a strâns recolte foarte bogate și și-a plătit taxele fericit, având atât de multă mâncare încât nu o mai știa unde să o pună. Între timp, lui Iosif i s-au născut doi fii, Manase și Efraim. În al optulea an, când a venit timpul recoltei, nu era nimic de cules pe câmp, totul fiind uscat. La fel s-a întâmplat și în anii următori, mii de oameni în alte țări suferind din cauza foametei. Iosif a administrat depozitele cu recolte în cel mai bun mod posibil. La un moment dat, când situația a devenit foarte gravă, el a deschis depozitele pentru a le vinde grâne oamenilor flămânzi care veneau din alte țări. Departe, în Canaan, Iacov și familia lui sufereau din cauza secetei. O asemenea lipsă de mâncare nu mai fusese niciodată înainte. Nu era nici pășune pentru animale, nici grâu pentru a face pâine. Auzind că era mâncare de vânzare în Egipt, Iacov și-a trimis fii acolo să cumpere de alegurii. Cei zece frați mai mari al lui Iosif porniră astfel spre Egipt, lăsându-l acasă pe Beniamin pentru a-i ține companie tatălui lor. Grupul călătorii pe același drum pe unde mersese Iosif cu 20 de ani în urmă. Când ajunseră în Egipt, li se porunci să se prezinte înaintea guvernatorului. Așa că cei zece frați intrară în palat și se închinară respectuos, fără a bănui că bărbatul îmbrăcat atât de frumos și care vorbea atât de bine limba egipteană era chiar fratele lor. Iosif însă îi recunoscu imediat, dar nu spuse nimic. Înainte de a li se face cunoscut, voia să vadă dacă se schimbase odată cu trecerea anilor. Prin urmare, îi întrebă, de unde veniți? Din Canaan, am venit să cumpărăm grâu. Când îi văzu în înainte înaintea lui, Iosif își aminti de visele pe care le avusese în tinerețe. Continua totul să le vorbească. Sunteți spioni? Ați venit aici să ne faceți rău? Nu, nu, domnule, am venit să căutăm de mâncare. Suntem frați și oameni cinstiți. Suntem 12 frați, dar cel mai mic dintre noi a rămas cu tatăl nostru, iar celălalt frate a murit. Pentru că dorea mult să revadă pe Beniamin, Iosif le spuse. Pentru am dovedi că este adevărat ceea ce spuneți. Noua dintre voi se vor întoarce în țara voastră cu mâncare, dar unul va rămâne aici. Veți putea să mai cumpărați grâu doar dacă veți veni cu fratele vostru cel mai mic. Cu tristețe, bărbații aceia văzură cum fratele lor Simeon fu dus la închisoare. Vorbind între ei, își spuseră că toate acestea se întâmplau din cauza a ceea ce-i făcuseră lui Iosif. Ruben le reaminti că încercase să evite răul, dar ei nu îl ascultaseră. Înțelegând ce vorbeau între ei, Iosif se emoționă profund, trebuind să părăsească încăperea pentru ca ei să nu-l vadă plângând. Pe drumul de întorcere spre țara lor, ce nouă frați observară că banii pe care îi plătiseră pentru grâne erau în și lor. Erau înspemântați pentru că nu știau că Iosif din dragoste pentru ei, le înapoiase banii. Când au ajuns acasă, explicarea tatălui lor tot ce se întâmplase și spuseră că trebuiau să se întoarcă în Egipt împreună cu Beniamin. Dar Iacov le răspunse imediat, cu Beniamin? Nu! Iosif a murit, Simeon este întemnițat în Egipt, iar acum vreți să-l luați și fiul cel mare? Nu! Dacă i s-ar întâmpla ceva lui Beniamin, aș muri, dar pentru că mai aveau nevoie de mâncare, Iacov trebuie să lase pe Beniamin să meargă cu frații lui în Egipt. În regulă, spuse Iacov într-o zi, încărcați animale cu ce aveți mai bun, balsam, miere, mirodenii, migdale și fistic. Luați o sumă dublă pentru că trebuie să fi fost o greșeală cu banii din sacii voștri. Când Iosif află că frații lui se întorseseră în Egipt, îi invită să mănânce la el acasă. Frații erau foarte speriați. Nu cumva voia guvernatorul să-i trimită în sclavie, dar Iosif îi primi cu multă bunătate. văzându pe Beniamin, se emoționa atât de tare încât trebuie să facă un efort deosebit pentru a nu-l îmbrățișa imediat și ieși din încăpere pentru câteva clipe. Apoi Iosif ordonă să fie a dus acolo și Simeon. Spre marea mirare a fraților, masa le-a fost servită după vârstă, începând cu cel mai tânăr potrivit cu ordinele lui Iosif. Porția lui Beniamin era de cinci ori mai mare decât a celorlalți frați. Totul se desfășură într-o atmosferă plină de fericire, dar frații încă trebuiau să demonstreze lui Iosif că se schimbaseră în bine.